această casă cu prezența sa. Hristos Domnul să fie aici în mijlocul nostru, să țină aprinsă în noi iubirea frățească, să ia parte la bucuriile noastre și să aline durerile. Iar voi, călăuziți de poruncile și exemplul lui Hristos, să vă stăviți în primul rând că această locuință nouă să fie sălaș de iubire, de bucurie, de împărtășire, de unde să se răspândească pretutindeni buna mirească a, mirească a lui Hristos. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În orice casă veți intra, spuneți mai întâi pace acestei case. Și de se află acum un fiu al păcii, pace pe care i-a mărit să vă cumăra asupra lui. Altfel se va întoarce la voi. Rămâneți în acea casă, ca și vezi ceea ce vi se dă, că cine muncește are dreptul la plată. Nu vă putați din casă în casă. Că veți intra într-o localitate și veți fi primiți, mâncați ce vi se va pune înainte, vindecați bolnavii care se află acolo și spuneți oamenilor, împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Urmează binecuvântarea apei și a sării și apoi binecuvântarea cu apăsiții de aceste lucruri. Prin această binecuvântare a apei, îl readucem aminte pe Hristos, Apatie și Sacramentul Botezului, în care am fost născut din apă și Duh Sfânt. Așadar, ori de câte ori vom fi stropiți cu această apă, sau de vom face semnul crucii, fie intrând în biserică, fie stând acasă, vom aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darul lui de nespus și vom cere ajutorul lui ca să păstrăm prin viața noastră sacramentul pe care l-am dobărit prin credință. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu la tot puternic, care e binevoit să ne sfințește Hristos, apăria mântuirii noastre și să ne renaște în El. Fă ca noi care suntem întăriți prin strugire cu această apă sau prin întrecuțarea ei, recâștigându-ne prin puterea Duhului Sfânt tinereța sufletului, să umblăm necorteliți spre viața cea nouă într-o înnoirea vieții prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această sare pe care o amestecat cu apă, pentru ca puterile celui rău să se depărteze din această casă, pentru ca influențele negative să nu facă loc în această casă și toți cei care vor fi stropiți în amintirea botezului lor cu această apă amestecată cu sare, să aibă tăria, puterea și curajul de a lupta împotriva celui rău prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să împărtășim bucurie, pace, liniște,
și relaxare. Cu această intenție aș dori, ori de câte ori veți intra aici, să nu fie spirite, eu știu, de contradicții sau asta. Nu. Acelea lăsăm dincolo departe. Aici intrați pentru ca să dați un spectacol, să înveseliți oamenii, că și așa, așa sunt destul de amărți. Măcar aici, în acest cămin cultural, să vă simțiți, eu știu că acasă s-ar putea ca să greșesc, că de multe ori nu vă simțiți prea bine acasă. Dar să vă simțiți mult mai bine aici, să lăsați grijile, pentru ca să împărtășiți bucurie. Și să primiți, și să dăruiți. Vă mulțumesc! Eu stau aici ca să fiu la înălțime. Hristos a înviat, bine v-am regăsit la dumneavoastră acasă cu ocazia inaugurării acestui lăcaș de cultură. Avem oaspeți de seamă, oaspeți care au vrut să fie părtași la un eveniment important al comunității dumneavoastră, oaspeți care în cele ce urmează vă vor spune câteva cuvinte, dar merită aplauzele dumneavoastră pentru că și-au rupt din timpul lor să fie aici cu dumneavoastră prefectul județului Bacău, Marășin Alcoșa, președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu și, nu în cele din urmă, gazda dumneavoastră, primarul comunei, doamna Irina Argan. Ia știu ca să poftească aici pe scenă ca să-i vedeți. Se poate și trebuie. Hristos a înviat! Preasfinția voastră, stimați invitați, dragi cetățeni ai Comunei Sărată, inaugurarea Pavilonului Cultural din satul Talba este un nou prilej de bucurie și satisfacție pentru locuitorii Comunei noastre, care în ultimii ani și-a schimbat înfățișarea devenind tot mai frumoasă și mai atractivă atât pentru localnici, cât și pentru cei ce ne vizitează cu diverse ocazii. Noul edificiu se alătură altor realizări importante din ultima perioadă, sporit astfel zestrea administrativă, economică, socială și culturală de care beneficiem și care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor ce locuim pe aceste minunate și binecuvântate meleaguri sărățene. Nu este momentul să trec în revistă aceste realizări, pe care dumneavoastră le știți și beneficiați de ele zi de zi. Majoritatea acestor obiective sunt realizate cu fonduri de la Guvernul PSD și Consiliul Județean Bacău. Și vreau să folosesc acest prilej să le mulțumim pentru sprijinul acordat. Desigur, nu ne vom opri aici. Avem gânduri mari pentru perioada următoare și care sperăm să le realizăm pentru a dovedi că ne iubim pe leagurile natale. Bucuria de astăzi este cu atât mai mare, cu cât mi se alătură personalități de seamă ale județului, care cu multă amabilitate au răspuns invitației noastre. Mulțumim pentru început. Invit să dau cuvântul domnului Sorin Brașoveanu, care ne-a fost alături de fiecare dată. Mulțumesc! Hristos a înviat. Nu mi-am rupt din timpul meu liber. Pentru asta sunt aici, ca să fiu alături de dumneavoastră, să fiu în mijlocul dumneavoastră, să reușim în acești ani, care și așa spuneam de multe ori, presiunea, timpul își pune presiunea pe noi, pentru că am vrea să facem foarte mult, dar parcă nu reușim. Iată că astăzi se întâmplă un lucru frumos aici. Doamna primar spunea, cam bine încăpători, sunt foarte mult oamenii buni în cap, așa să fie întotdeauna, pentru că am participat și am fost la mai multe activități și am văzut așa mult suflet pun oamenii și copii și dorii și activități culturale și chiar era nevoie de acest locaș. Așa cum părintele în binecuvântarea spunea că acest lăcaș să fie un loc al iubirii și al bucuriei. Așa să dea Dumnezeu. Eu îmi doresc cât mai multe parteneriate. Felicit pe doamna primar pentru
spiritul gospodăresc, pentru faptul că reușește să vă țină uniți, pentru că asta este foarte important, să fim uniți și să vedem lucrurile bune, să ne concentrăm pe ceea ce vrem să facem, ceea ce putem să facem, nu ceea ce nu putem să facem. Pe asta se accentuă. Fericit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect și în toate celelalte proiecte ale comunității Sărata. Împreună cu doamna îmi doresc cât mai multe proiecte și să ducem la implementare tot ceea ce guvernul PSD ALDE și-a propus și tot ce ne-am propus noi în comunitatea noastră în binele și în folosul fiecăruia dintre noi să ne regăsim. Și atunci înseamnă că ne-am făcut cu toții datoria. Doamne ajută și la cât mai multe proiecte, doamna primar. Felicitări! Pentru cuvintele frumoase de încurajare pe care ne le-ați adresat și vi să ne spună câteva cuvinte doamna prefect Maricica Coșă. Am astăzi în mijlocul comunității dumneavoastră. Deja mă simt ca acasă. Împreună cu doamna primar avem legate numele de multe proiecte comune. Dragi cetățeni, acum o să-mi permit să vă divulg așa din culise. Această investiție pe care dumneavoastră o vedeți aici presupune foarte mult efort din partea doamnei primar. Noi ne bucurăm astăzi și inaugurăm un cărbun cultural, dar dumneavoastră știe, împreună cu Consiliul Local, cât efort a depus în spate pentru hârtii, pentru autorizații, pentru aprobări. Totodată, în mijlocul dumneavoastră, și mi-asum ceea ce spun, trebuie să o felicit pe doamna primar pentru rigurozitatea și respectul pe care vi-l arată fiecare dintre dumneavoastră atunci când trimite hotărârile de Consiliu Local, atunci când colaborează cu instituția prefectului. Sunt lucruri pe care dumneavoastră nu le vedeți, de care eu astăzi vi le spun și de care puteți fi mândri. Îmi doresc să fiu întorul părintelui, să fiu cât mai scurtă. Lucrurile aș avea foarte multe de spus. Vreau să-i spun doamnei primar că să-mi facă o promisiune în fața dumneavoastră că la următorul proiect, care sunt convinsă că va fi la anul, sigur la anul veți mai avea o inaugurare în comun, așa cum o cunosc eu pe bunea ei, lucrurile mergând foarte alert, să mă mai invite în mijlocul dumneavoastră, iar din partea instituției prefectului, așa cum o cunosc pe domnia ei, toată susținerea noastră. Felicitări, doamnă! Prefect și vă adresăm și dumneavoastră mult succes în noua funcție pe care ați fost investită de curând. Mulțumim încă o dată tuturor celor prezenți la această festivitate și în încheiere vă invit cu mult drag să participăm împreună la un program artistic de cântec, joc și voie bună, la care își dau concursul formației artistice ale locuitorilor comunei în regia domnului profesor Robert Costrovanu. Mulțumesc! Încă o dată aplauze pentru oaspeții dumneavoastră, oaspeți de seamă. Iar eu, înainte de a da drumul spectacolului, am să invit aici pe scenă un reprezentant. Am să invit aici pe scenă un reprezentant al unei alte instituții care face față cu brio aici în comunitate. În aplauzele dumneavoastră, Ramona Cefu. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi invitați, stimați specialități, mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici alături de voi. Am coborât jos, așa cum îmi place mie să fiu aici, cu dumneavoastră. De fiecare dată. Nu vreau să vă răpesc atenția cu foarte multe lucruri. Vreau să vă felicit și vreau să vă aplaudați așa cum i-ați aplaudat pe cei care au fost în fața voastră și pe voi, pentru că sunteți astăzi aici și pentru că doriți să vă facă și să vă implicați și că împreună putem încet, încet să devenim o foarte frumoasă familie, da? Indiferent de câte multe lucruri o să inaugurăm, cele pe care le inaugurăm în sufletul nostru, împreună, atunci când ne vedem pe stradă, atunci când ne dăm binețe, atunci când ne întâlnim cu orice ocazie, sunt la fel de importante ca și acestea și vreau să vă felicit pentru că m-ați primit în mijlocul dumneavoastră cu atât de multă bucurie. Mă pregătisem să vă zic foarte multe lucruri astăzi,
Dar o să ne lăsăm și o să vă lansez invitația de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, când o să ne vedem împreună într-o activitate de prevenire foarte frumoasă, în care o să vorbim despre foarte multe lucruri care ne macină. Și să nu uitați, pentru că noi suntem aici în mijlocul dumneavoastră, nu neapărat ca să vă pedepsim, ci în primul rând ca să prevenim și împreună să preîntâmpinăm orice lucru negativ, da? Deci o zi frumoasă și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că astăzi sunt toți împreună. Și acum se dă drumul principalului motiv pentru care ne-am întâlnit aici, în această zi de sărbătoare. Și pentru că orice comunitate care se respectă are momentele ei aparte, în aplauzele dumneavoastră, am să invit niște juniori care sunt membri ai Școlii Populare de Arte Bacău, dar în același timp fac cinste comunității dumneavoastră, pentru că sunt ansamblul de dansuri junior al Comunei Sanata, coregraf Robert Costrovanu. Merită aplauze! Thank you.
Abia așteptam să-i aplaudați. Pentru că sunt la început, dar în același timp cu dragoste față de tradiții, cu dragoste față de folclor, pe care vedeți că îl îmbrățișează de la vârste fragede. Încă o dată, în aplauzele dumneavoastră, ansamblul de juniori al Comunei Sărata. Aplauze! Pentru că sunt membri ai Școlii Populare de Artă, trebuie să le mulțumim celor care fac posibilă întâlnirea cu dumneavoastră, în special doamnei director, prezent aici în sală, doamna Carmen Pâțu. Și acum trecem de la juniori la seniori. Deși nu sună bine seniori, am să le spun puțin mai experimentați, pentru că de multă vreme îi vedeți aici pe scenele de la Sărata, dar nu numai, fac cinste comunității dumneavoastră, au participat la numeroase festivaluri, au reușit să reînvie tradițiile de aici, din Sărata, și mai nou, îi vedem, eu cel puțin, îi văd pe la alte manifestări, baluri tradiționale, care cer din ce în ce mai mult să capete contur în județ. În aplauzele dumneavoastră, membrii ansamblului Trandafirul de la Sărata, împreună cu o altă consăteantă de-a dumneavoastră, doamna Maria Enache, pe care ați făcut de aici. Și frăcării, la, 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 la
Dacă când la sărbători
este abundară și încerca cerul să ducă și tu în mâină Diana să mai cate încă o dată la Moldova lui Sărmana să mai cate încă o dată la Moldova lui Sărmana și de ce măzură drânsa îl cuprinzi atunci triorul că soția la fermecată îi rezince viitorul că soția la fermecată îi rezince viitorul Hristă-i mănăstirea puna porțile deschise așa câțiva ani, să tot fie vreo 6, cred că, și care și-a dorit din tot sufletul să fie prezent în această zi specială aici pe scenă în fața dumneavoastră pentru a vă arăta, pentru a vă cânta și pentru a vă încânta. În aplauzele dumneavoastră, doamna Maria Enășel. Bună ziua, dragii mei! Să dea Domnul să participăm la multe evenimente dintre astea și să ne bucurăm împreună pentru o viață mai bună, bineînțeles. Da.
aplauze pentru doamna Maria Eleșel, dar mi se spune de aici Măriuca. Îi mulțumesc. Încă o dată aplauze și pentru ansamblul Progresivului aici de la Sarata. Într-adevăr, doamna Maria, n-ați merit aplauzele dumneavoastră pentru că au reușit, sper, să vă bucure sufletele într-o locație atât de frumoasă, cu momente speciale. Merită aplauzele dumneavoastră pentru că au reușit și am dat silința să vă aducă cele mai frumoase momente. Ca să vă dau așa. S-au hotărât să devină maestri ale dansului în frunte cu coregraful lor, Robert Costrovanu, care merită aplauzele dumneavoastră. Și, până la urmă, vreau să spun doar atât. Ansamblu folcloric, ca la noi, pe plaiul Băcăoare. Thank you.
Aplauze! V-am spus că sunt profesioniști și ansamblul folcloric care nu este doar de păcăoane. Doamna primar, la următorul moment trebuie să faceți o scenă și mai dură. Da. Bat băieții ăștia de la Calanoi, cum mai văzut, peste tot pe unde îi văd, strică poderele și cizmele. Mergem mai departe cu un invitat special care și-a dorit să ajungă în fața dumneavoastră să vă prezinte cântece autentice, cântece interpretate cum numai el știe. Vine pentru această sărbătoare mai fericit ca niciodată, așa să-l dau de gol. Urmează să devine și tătic. În aplauzele dumneavoastră, George Cojocărescu. Cei care se mândresc cu cămașa populară, fie binecuvântați. Pentru că este un accesoriu, din păcate, dintre puținele care ne-au mai rămas nouă ca nație. Și pentru că vorbim de valorile naționale, vreau să spun Sărbuna Părinte, cum am mai spus-o, pentru că alături de biserică, vârful de lance al românilor, tradiția noastră și ceea ce oferim noi pe scenă, este de fapt singura dovadă sau una din puținele dovezi reale ale identității noastre naționale. Acum o să mă întrebați dacă este atât de cald aici, de ce am venit cu pălărie. Să vă spun ceva eu, după ce când scot pălăria și merg dintre oameni, așa. Acesta este un costum reprodus, mă rog, din piese autentice, din piese purtate, țăranii noștri, după fotografii vechi de 100 de ani. Așadar, să știți că păcăoani, în general, când se întâlneau la târguri, la adunări, nu purtau întotdeauna cămașa cu flori, cămașa de sărbătoare. Ei aveau un corp mai simplu, care îi caracteriza. Și care ne caracterizează pe noi ca români? Avem bobs de aici, avem sunet. Primul cântec pe care vreau să vi-l cânt este cu dedicație specială pentru cel sau pentru cea care a reușit printr-un efort, spun eu, considerabil, să fac acest lăcaș de cultură aici, la Talva, Comuna Sărata, județul Bacău, a reușit să vă aducă împreună, pentru că, așa cum spuneam în urmă cu vreo 6 anișori, atunci când a candidat pentru prima dată, doamna Irina Argalu, și țineți minte că am venit și am prezentat aici spectacolul de lansare a Dumnezeu, spuneam să fiți alături întotdeauna și ați văzut că nu m-am înșelat nici eu și nici dumneavoastră, să fiți alături de omul care adună oamenii în de cel care îi dezbin. Primul cântec pentru ceea ce ne leagă mai mult, cultura, tradiția, unul simț și omenii. Maestre, muzică! Puteți aplauda, că e gratis! Cântă cu cum vreau eu, de la
talpa la bătrânul meu.
drag. La pământul nostru să vă mulțumesc. Hai, cu forță! Doamna fiindre la marcă, voi din Alba fi vezi eu măi. Doamna fiindre la marcă, din o să te iubesc eu măi. Suntem și mai aproape. Oricum aici se duce, să știți că este foarte cald. Mai cald. Așa? Și o să avem posibilitatea să-i vedem și pentru restul recitalului. Ok? Cât timp eu cu vorba, să mai aplaudați 200 de lucruri. Ei, parcă e altceva, nu? Suntem mai aproape. E în regulă? Acum văd eu pe ăla care nu aplaudă. Hai să vedem. Dăm drumul la următorul cântec. Felicitări dansatorii! Era un apropo pentru doamna primar, o aluzie așa.
De fapt, versul, după gândul meu, ar fi că aș mânca carne din el. Poate am dat ceva o friptură după asta, mă chemați la un orez. Tot o fi bun și treaba asta, nu? Să rămână, să rămână. Eu vă salut acum în calitate oficială de Tinderet. Vă iubesc. Sunt alături de un om într-o campanie electorală, cu parale, fără parale, din prietenie, din dușmănie. Mă bucur când omul respectiv a ajuns într-o funcție publică, nu uităm primul rând de unde a plecat, nu uităm primul rând ce a promis și, cred că cel mai important, nu uită să fie om. Felicitări, Irina, vă angajez purtător de cuvânt la noi la ansamblu. Acum am văzut în stânga atâția copiluți și atâtea fete frumoase. Știți cât de mult? Eu doresc fetițe. Mie mi-s dragi fetițele. Nu, ca copii, voi. Nevastă mea e în aproape 4 luni și peste 2 săptămâni să aflăm cei. Dacă e fată, ne bucurăm. Dacă e băiat, ne bucurăm. O să fie sănătos. Iar pentru dumneavoastră vă spun, să vă trească copiii, să vă trească pruncii și să vă aducă mai multe bucurii din dacă aveți dumneavoastră părinților. Sunt frumoși. Să crească sănătos. Hai să luăm asta mai orice, așa? Câți ani ai? 10. Și unde veți tu? Pe strada. Pe strada, da. Pe sărata, la tovacă, cu joacă. Ce-s nu? Ați de strigător de aici, de odinioară. Dăm drumul la următorul cântec. Am adunat aplauze de 325,6 bani. Mai aplaudat măcar de 56 de bani. Dăm drumul la bandă. Pentru aplauz o metră nostru, Slatai Coroghească de la Său, știți, da? Când sunt viații ce picoase ne-au urzat, am zâncit că cu noi cații ne-au urzat. Când am acuma eu ne-au urzat, și el tot din la Bacău ne-au urzat. Nu
Știu că Robert o să se ocupe de un proiect foarte ambițios aici. Și dacă îmi dați un sfat să lăsați copiii la dansuri, să-i promovați, să-i stimulați, să-i iubească, de fapt, singura noastră valoare, mă refer aici la viața laică, o valoare a românilor, dansul, via populară, etnografia, folclorul, sunt valori naționale care trebuie duse mai departe și cred că nu glumesc. Ne-au cucerit ăștia. Noi nu mai sărbătorim pe 24 februarie, dragobetele. Acum s-o mai încercat de ceva. Avem Valentine's Day. Românii înainte nu știau să iubească, nu știau să facă. Aici copii frumos făceau românii fără să știe de Valentine's Day. Au venit americanii să ne vezi pe noi cum să facem copii acum. De Crăciun nu mai avem sărbători fericite. Și slavă Domnului, credeți-mă, sărbătorile noastre începeau cu 5 decembrie. Ajunul Sfântului Nicolae. Când venea moșul și punea câte o bomboană în pantof sau în geacă, dacă aveam pantof, dacă nu ce de cauciuc, ce punea. Și se termina de bobotează. Ne aveam sărbătorile de iară. Acum e Merry Christmas. Iar și întreba, păi hai să mor tu. Sunt de 2000 de ani tot sărbătorii Crăciunul și voi aveți vreo 200 de când ați văzut la cum avea focul de Crăciun. Credeți-mă, trebuie să ne mândrim și să fim mai mândri, că suntem români mai uniți în jurul tradițiilor și în jurul sărbătorilor. Dăm drumul la următorul cântec, că am vorbit prea mult serios și n-aș vrea să vorb babele după cântec. Și am ajuns și am reușit să ajung peste 350 de astfel de vorbe frumoase, cum este și una din vorbele pe care le-am pus în cânte. Frunză verde de mohor m-a pus dracu' să mă însor și nevastă ca mea nu mai are nimeni. Sau, fata mamii rinucă, cum mănâncă, cum se culcă, cum se culcă, cum adorme, când se scoală, ea e foarte. Din înțelepciune, din înțelepciunea poporului român, aceste vorbe spuse cu referire la o femeie mai puțin vrednică, sau mai puțin vrednică, dar vrednică de... De făcăleți? Nu ați văzut ce ați luat-o în tinerețe, nu? De făcăleți? Cu sapă, cu coadă de la topor? N-ați luat-o? Așa să se facă mincinosul?
Așa? Vorbe care, din punctul meu de vedere, trebuie trecute, trebuie notate. De ce? Peste ani vin tinerii care vor să se amece asupra acestui aspect și să aibă de unde culege și de unde se informă. Următorul cântec este un cântec în care am pus strigături și vorbe ale băcăoanilor, ale băcăoanilor, pe o melodie care se cheamă Hangul de la Paricea. Ea s-a cântat și în toată partea de est a Siretului, până la Podul Turcului. O melodie foarte, foarte frumoasă și gustată de publicul dansator. O să vedeți, este o melodie de dans. Și credeți-mă că știu, chiar dacă nu o să vă ridicați în picioare, că v-ați dori, cel puțin, Doamnele, să fiți lângă mine și să o pintim aleacă la podea. Hai spre muzica. Să o pintim. Cânte! La 12 fix.
S-a furat nașa. Cum s-a furat nașa? La 12 fix s-a furat nașa. Exact, am cântat, eu de m-a luat sfârșit, acolo am putut să am șutit din ei, așa au mai rămas numai muzicanții. La ora 2 fix mi-a furat mașina mea. Dă mâna la următorul minute. Domnul de-a lui călători mă,
Se cheamă... Se cheamă Hora de la Bacău. Sau Câte doruri sunt pe mare. Un cântec pe care l-am creat. Mă bucur că se cântă. L-am auzit și într-o suită de dans chiar astăzi. O suită pe care Robert a montat-o aici. Am dat voie oricărui copil să cânte cântecul, să ducă mai departe pentru discul Cântec Frumos. Fără paralel, n-am nevoie, eu spun vorbă de... Da? De testament. Puteți să faceți ce vreți. Să cântați frumos. Luați negativul la fel și folosiți-l dacă nu vă fac eu unul mai sus sau mai jos, în funcție de tonalitate. Duceți mai departe cântecele. Nu le-am creat să le duc cu mine. Câte dor sunt pe mare, tătei mele și cântare. Am aștept și totul. Yeah!
În continuare vă doresc petreceri frumoase. Mulțumim.